Deci putem începe? Toți sunt gata? Da. Bună ziua tuturor! Monsieur Riu, cher ami, bienvenue en République de Moldavie. La 4 zile de la întâlnirea dumneavoastră cu doamna președintă Maia Sandu la Paris, iată că ne vedem astăzi la Chișinău pentru a pune în practică relația de cooperare între capitalele noastre. Mă bucur enorm că susțineți planuri concrete și pentru care ne-am mobilizat foarte rapid. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă relațiile dintre țările noastre nu ar fi fost excepționale, iar dialogul dintre liderii noștri nu ar fi fost la cel mai înalt nivel de încredere. În acest context deosebit de favorabil, sunt bucuros să anunț că tocmai am semnat un memorandum care va contribui la reforme importante în domeniul căilor ferate și la modernizarea fără întârziere a sistemului nostru energetic. Prin acest act, guvernul francez ne demonstrează încă o dată susținerea și prietenia sa. În primul rând, țara noastră va beneficia de asistență tehnică pentru Mold Electrica și Calea Ferată a Moldovei în valoare de 800.000 de euro, dintre care 400.000 de euro vor fi redirecționați pentru securitatea energetică, orientați pentru realizarea a două studii post-sincronizare a rețelei de transport Mold Electrica la rețeaua ENTSO-E. Vorbim despre elaborarea catalogului de măsuri necesare pentru buna funcționare post-sincronizare și identificarea proiectelor noi pentru a fi incluse în planul de dezvoltare a rețelelor electrice de transport. Proiectul va fi realizat în parteneriat cu RTE Franța, iar alți 400.000 de euro sunt prevăzuți pentru implementarea planurilor de reformă și reorganizare la nivelul căilor ferate din Moldova. Pentru prima dată în Moldova se va organiza un forum dedicat sectorului de transport feroviar, care va discuta următoarele subiecte. Analiza pieței de mărfuri pe calea ferată, digitalizarea căilor ferate și a planului de investiții în calea ferată care urmează să fie finanțat de către guvernul francez. Contez pe reabilitarea căii ferate Iași-Chișinău, care să includă și ecartament european. Aceste investiții, sub formă de asistență tehnică, vor crește nivelul de securitate a țării noastre și va ajuta la reabilitarea la standarde europene a căilor ferate din Moldova. Aceste companii, mă refer la CFM și Mold Electrica, deținute de stat, vor deveni mai eficiente și mai performante. Sperăm să putem aplica bunele practici franceze în aceste domenii. De asemenea, am agreat cu domnul Remy Riu, în numele Guvernului Republicii Moldova, un sprijin financiar adițional de 60 de milioane de euro pentru susținerea bugetului țării. Anul acesta, în luna februarie, ați inaugurat biroul Agenției Franceze de Dezvoltare aici, la Chișinău. A fost un gest de încredere în perspectivele dezvoltării ale țării noastre, în capacitatea noastră de a construi o economie și o societate mai puternică, mai rezilientă și mai europeană. Acest lucru, împreună cu memorandumul semnat astăzi, ne onorează și ne responsabilizează pentru a duce la bun sfârșit proiecte comune din cele mai ambițioase, în beneficiu direct al cetățenilor noștri. Suntem recunoscători pentru această cooperare bilaterală care aduce rezultate concrete, într-un moment în care avem cea mai mare nevoie să mișcăm lucrurile într-o direcție bună. Să facem loc dezvoltării în spirit european cu sprijinul partenerilor de drum lung, așa cum este Franța. Suntem siguri că proiectele de dezvoltare pe care Franța le va realiza în continuare în Republica Moldova, prin Agenția Franceză de Dezvoltare, vor consolida și mai mult acest parteneriat și vor contribui nemijlocit la îmbunătățirea vieții cetățenilor noștri. Mersi mult, stimate domnule Remy Riu, și vă rog, aveți cuvântul. Bien, monsieur le vice-premier ministre, cher Andrei. Domnul vice-premier ministru,
Vă mulțumesc pentru această primire. Urmează să plec de la Chișinău împreună cu delegația, dar chiar vreau să vă mulțumesc și, evident, dorisem să vin în țara dumneavoastră la mai puțin de un an de la decizia guvernului francez să solicite agenției franceze de dezvoltare de a lansa aici acțiuni concrete alături de dumneavoastră și, desigur, pentru a vă exprima susținerea cea mai puternică din a autorităților franceze, reprezentate, evident, de ambasadorul nostru de aici și a francezilor însăși care sunt aici. Am venit împreună cu senatoarea Joëlle Gagnon-Mandam, care este aici, care a venit să transmită și dumneiei acest mesaj, de rând cu toți colegii de la AFD. Este o misiune în format Team Europe, cu domnul Sandrovici de la Direcția Generală a Comisiei Europene, care este alături de noi pentru a transmite acest mesaj, un mesaj puternic de susținere față de agenda de reforme a Guvernului Republicii Moldova. Reforme ambițioase, reforme concrete și reforme, evident, dificile, ținând cont de multiplele crize care ne-au lovit pe toți, dar care lovesc în special țara dumneavoastră, criza de genul COVID-19, explozia prețurilor energetice și războiul în Ucraina. De fapt, am avut marea onoare să mă întâlnesc cu președinta dumneavoastră, Maia Sandu, săptămâna trecută, în timpul vizitei dumneiei la Paris. Și din acest punct de vedere, vreau să zic, primul ministru vostru, de fapt, de la Davos, plec și eu acolo după amiază. Vreau să zic că în acest context avem riscuri, dar și oportunități numeroase, importante de dezvoltare a Republicii Moldova în lunile care vin și în anii care vin, ținând cont de totalitatea reformelor care au fost lansate. AFD este o agenție franceză de dezvoltare. Este o instituție financiară care intervine deja în 130 țări din lume și care investește 12 miliarde de euro în fiecare an în proiecte concrete de infrastructură, sănătate, educație, luptă împotriva schimbărilor climaterice, egalitatea între genuri, dincolo de obiectivele de dezvoltare durabile ale Națiunilor Unite, care constituie agenda noastră comună. Și am venit să vă spun de nou, domnule viceprim-ministru, că AFD dorește să mobilizeze toate capacitățile sale, toate forțele aici în țara dumneavoastră, desigur finanțând sectorul public, guvernul, Moldelectrica, căile ferate ale Moldovei, ați menționat acest lucru. Acestea sunt primele două programe de asistență tehnică și, evident, aceste programe nu vor avea sens decât dacă vor conduce la investiții concrete în proiecte și ne pregătim și pentru acest lucru, să-l facem în anii viitori. Aici este vorba de transformarea structurală a economiei moldovenești și, de asemenea, suntem aici și pe termen scurt pentru ca să vă ajutăm să faceți față crizei cu un suport bugetar de 15 milioane de euro și la desemine vom mobiliza societatea civilă franceză pentru a ajuta țara să facă față crizei refugiaților și pentru a facilita coeziunea socială, lucrând asupra aspectelor legate de sănătate mentală, educație și sperăm ca un proiect de 3 milioane de euro cu Fondation France, care întrunește societatea civilă franceză, va fi lansat deja în vara anului 2022, ca să ne încadrăm în contextul crizei, ca să nu venim prea târziu, având în gând dorința de a ajuta la transformarea profundă a țării și de a consolida legăturile sale cu Europa. Voi finaliza, evident, cu acest aspect. Discuții importante au loc la nivel politic privind relațiile dintre Uniunea Europeană și țara dumneavoastră. Cred că
proximitatea cu Uniunea Europeană trebuie să se exprime și prin acțiuni concrete. Acesta e și unul din dezideratele pe care trebuie să le exprimăm noi. Ieri m-am întâlnit cu mulți parteneri din Republica Moldova, parteneri multilaterali, cum sunt Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Națiunile Unite, dar și parteneri pro-europeni care sunt prezenți aici. Sunt colegii noștri din Germania, la KfW, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, colegii noștri. Deci suntem, desigur, noi suntem mai noi în țară, dar dorim să lucrăm în modul cel mai strâns și cel mai coordonat posibil pentru a susține politica și orientările fixate de guvernul dumneavoastră în cadrul Team Europe pentru a contribui la apropierea relațiilor noastre, pentru a le face mai vibrante, mai active, mai pozitive, în beneficiul populației. Deci vorbim de sume de 75 milioane de euro în total, finanțare franceză pentru guvern, și vom adăuga aici și aceste programe de asistență tehnică pentru căile ferate și pentru sectorul energetic, de rând cu mobilizarea societății civile franceze împreună cu societatea civilă din Moldova, și cred că acesta este doar începutul. Voi mai adăuga lucrul filialei noastre dedicate sectorul privat, Proparco. Deci ieri am semnat un împrumut de 8 milioane de euro cu Microinvest, o societate de microfinanțare din Moldova, pentru a ajuta la crearea aproximativ 4.000 de locuri de lucru Moldova, suport destinat întreprinderilor mici și mijlocii. Aș menționa de asemenea și activitatea filialei noastre Expertise France, care intervine în aspecte legate de guvernare, în special în materie de reformă sistemului judiciar și lupta împotriva corupției și recuperarea bunurilor infracționale, care știu, domnule viceprim-ministru, este o prioritate importantă a guvernului dumneavoastră. Noi suntem aici de mai puțin de un an, dar am vrut ca prin vizită, prin prezența mea, să vă spun că noi dorim cu adevărat să contribuim cât mai activ posibil cu utilizând diversitatea instrumentelor și să punem la dispoziția dumneavoastră și progresului pe care îl faceți în fiecare zi aici în țară. Mulțumesc! Pentru intervenție, chiar dacă agenția pe care o reprezentați este de mai puțin de un an, Franța a fost mereu alături de Republica Moldova, însă acum avem o deschidere fără precedent și o relație specială, cred că deja la nivelul liderilor noștri, care va duce, cum ați menționat și dumneavoastră, la proiecte foarte concrete, care vor ajuta cetățenii noștri și care vor face ca visul nostru comun european să se transforme în proiecte concrete pentru țara noastră. Vă mulțumesc în numele cetățenilor, mulțumesc Franței pentru această contribuție și am să închei prin a spune că acesta este doar un început, iar noi cu siguranță ne vom întâlni de multe ori cu delegația pe care o reprezentăm, și apropo, o delegație foarte mare și reprezentativă, și împreună cu oficiul care deja este, cu ambasada, vom face tot ce le promise să devină realitate. Vă mulțumesc încă o dată și, colegi, dacă sunt careva întrebări, cu drag vom răspunde. Bună ziua, Mihaela Ursul, TVR Moldova. O întrebare pentru președintele Agenției Franceze de Dezvoltare. Dacă puteți să ne spuneți mai concret pentru ce proiecte sunt acordate cele 60 de milioane de euro. Mulțumesc. Alors, les 60 millions d'euros, c'est un. Cele 60 milioane de euro sunt pentru un proiect în care este în proces de dezvoltare, un proiect comun împreună cu Banca Mondială, care va avea o contribuție de 65 milioane de dolari, dacă nu greșesc. Deci ne vom combina eforturile, forțele, și este vorba, de fapt, de un împrumut bugetar în suportul reformelor. Pentru moment este cam degrabă să vorbim în termeni preciși în ce domenii va fi aplicat, pentru că în prezent mai au loc discuții cu guvernul, dar va acoperi numeroase sectoare, ceea ce noi din partea franceză am dorit să punem accentul pe
sau să insistăm pe cele două sectoare pe care le-am definit în dimineața aceasta împreună cu domnul viceprim-ministru. Acestea sunt reforma sectorului energetic, mai exact cum să avansăm în ceea ce privește utilizarea conexiunilor între sistemul dumneavoastră electric și rețeaua insulei a Uniunii Europene, pentru că am vorbit mai sus, puțin mai împreună cu Mult Electrica. Deci am văzut că nu este suficient doar să deschidem canalul, mai trebuie să facem foarte multe activități pentru ca să putem utiliza eficient acest sistem și, evident, susținere din partea întreprinderii RTE din Franța, care este reprezentantă aici și care este semnată în această dimineață acordul respectiv. Deci, și respectiv aceasta își va duce toată expertiza și cunoștințele în materie de rețea europeană pentru a ajuta colegii europeni. Deci, energie, în primul rând, și un alt program de asistență tehnică pe care îl implementăm și care va fi menit de asemenea să consolideze acest suport bugetar, se referă la sectorul feroviar, deoarece acesta a suportat presiune puternice în ultimele luni, în urma crizei refugiaților, și are nevoie de investiții în ceea ce privește materialul rulant, instruirea personalului, investiții de asemenea pentru a restabili structura financiară a sistemului. Deci, cu siguranță, aceste lucruri trebuie realizate și, de asemenea, trebuie să investim în sectorul feroviar în toată lumea, pentru că noi avem niște angajamente luate în cadrul Acordului de Paris din 2015, care ne vor împinge, așa, ne vor forța să optăm tot mai mult pe mijloace de transport colective și economie în ceea ce privește consumul de carbon. Europa e puternică în acest sens, are o rețea feroviară interconectată, eficientă, modernă, care merge cât foarte departe posibil și ajunge până va ajunge să deservească și populația moldovenească. Deci, astfel, acești 60 milioane de euro împreună cu cei 65 milioane de euro de la Banca Mondială sunt meniți să aducă o valoare globală acestor două sectoare. Deci sunt... ați vorbit despre necesitatea diversificării resurselor de energetice în Moldova. Ați putea de vorbi deja despre proiectele care sunt implementate? Ce se poate face pentru a scăpa de gazul rusesc? Sau viziunea guvernului referitor la energie este diversificarea surselor. Ori cred că suntem printre puținele, dacă nu unica țară din Uniunea Europeană care suntem dependenți 100% de o singură sursă. În acest sens, în ultimele luni am făcut mai multe lucruri care să ne ajute să facem asta. Pe domeniul de electricitate am aprobat o lege care obligă în situații normale să achiziționăm energie din cel puțin două surse. Astfel, chiar în luna mai, Republica Moldova cumpără energie electrică din două surse, inclusiv 30% din Ucraina. Pe domeniul gazelor, lucrăm pentru a capacita Energocom ca să aibă posibilități de a ieși pe piața internațională și de a achiziționa gaze, astfel ca să nu mai fim dependenți în cazul unei emergențe. Suplimentar, facem modificări la legea gazelor pentru a pune obligație de stocare a gazelor în perioada de vară, pentru siguranța livrărilor în perioada rece anului iarnă. De asemenea, nu pot să nu menționez și a menționat și domnul Remy referitor la interconectarea sau sincronizarea ENTSO-E, care este un pas mare pentru noi, pentru sistemul electroenergetic. Și tocmai aceste proiecte care vin acum sau care au fost semnate astăzi ne vor ajuta să capacităm Mold Electrica, să facem acele investiții necesare, una care deja este în curs împreună cu Banca Mondială, vorbim de linia Vulcănești-Chișinău, care este în proces de construcție. Un studiu care va fi făcut din această primă, sau din primele surse pentru oferite de AFD, ține de identificarea proiectelor necesare pentru proiectelor de infrastructură necesare
pentru sistemul de transport a electricității, astfel ca această sincronizare cu ENTSO-E să funcționeze bine, iar infrastructura să fie una care să reziste tuturor șocurilor care ar putea să apară pe parcursul timpului. Domnule Spânu, vreau să vă întreb referitor la decizia de ieri a CSE. Energo, cum trebuie să procure de la Moldova Gaz 25 de milioane de metri cub? Vrem să înțelegem mai exact în ce constă și care a fost motivul lor în aceste decizii, că nu este clar de fundat. Da, cu adevărat, ieri în cadrul CSE s-a luat această decizie. Știți că la una din conferințe de presă am anunțat că pe parcursul lunii februarie și martie s-au făcut rezerve de aproximativ 25 de milioane de metri cub pentru o situație care ar putea să apară de deconectare a livrărilor. În acest sens, pentru a ne asigura că acest gaz este în proprietatea unei întreprinderi de stat, s-a luat decizia ca el să fie procurat de la Moldova Gaz către Energocom și aceste 25 de milioane de metri cub devin proprietatea companiei Energocom, respectiv proprietatea statului într-un fel prin acționariat și vor fi folosite atunci când sau dacă va apărea o situație de emergență referitor la livrarea gazelor. La moment se păstrează în rețelele de transport ale noastre, ale României și o parte în Ucraina. Dar cea mai mare parte, peste 20 de milioane de metri cubi, este în sistemul de transport al României. Urmează să decidem împreună cu colegii din România, am discutat și la București ieri, dacă va rămâne în sistemul de transport sau în lunile următoare îl vom depozita, îl vom înmagazina în depozitele din România. Și referitor la energie electrică, am văzut din decizia CSE că Energocom va cumpăra în continuare direct energie electrică. Care este situația în prezent? Deci Energocom va iniția procedura de negocieri directe. Suntem în discuție cu MGRES și cu partenerii din Ucraina. Până la finalul lunii vom avea contractele semnate și vom anunța public care au fost deciziile. Putem să luăm încă o întrebare ca să reușim cu timpul? Vă rog. Spune, Евгений Чебан, Newsmaker. Скажите, пожалуйста, вот, май скоро заканчивается. Если у правительства уверены, что Газпром по-прежнему будет продолжать поставки в июне и так далее, ведутся ли сейчас какие-то переговоры? И если мы не знаем, то, может быть, когда узнаем? Спасибо. Moldova Gaz este în permanență contact cu Gazprom. Noi discutăm cu Moldova Gaz. La moment nu avem alte informații decât cele care au fost prezentate anterior. Am spus de mai multe ori, pentru mine este uneori complicat să înțeleg care vor fi acțiunile. Ori noi contăm pe o relație corectă, transparentă și cu predictibilitate. Nu avem la moment o astfel de situație, respectiv vom acționa în funcție de situație. Și tocmai decizia Comisiei Situații Excepționale de a cumpăra cele 25 de milioane de metri cub de gaz în proprietatea și să treacă în proprietatea companiei de stat Energocom face parte din acest scenariu. Eu vă mulțumesc, domnul Remy, vă mulțumesc încă o dată și vă dorim drum bun acasă. Merci à tous, merci beaucoup.